domnișoara Andra Ciugărea a fost prima care a făcut deschiderea acestei deosebite lansări de carte. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit într-o după-amiază extraordinară. Ne întâlnim cu toții să luăm parte la o carte deosebită, la o personalitate deosebită și sunt încântat că astăzi sunt în fața dumneavoastră și că doamna Mioara a ales ca să fiu moderator pentru această carte deosebită. Vă mulțumesc, doamnă! Și vă felicit pentru această carte deosebită. Trebuie să vă rog, încă de la început, știu că nu prea, dar vă rog să o faceți. Închideți telefoanele mobile pentru, eu știu, acolo o oră, două. Dacă tot ne-am întâlnit la o lansare de carte și să vorbim un pic despre suflet, ar fi de dorit să nu ne deranjeze aceste telefoane. E clar, fără ele nu se bate, dar măcar două ori le putem lipsi, da? Acum trecem mai departe. Avem printre invitați, e clar, fără mass media nu se poate, pentru că ei duc mai departe ideile, gândurile, sentimentele noastre, și avem invitați de seamă de la televiziunea literară, de doctor șef Cornel Galben, și puteți să-l aplaudați. Iar directorul este Eugen Ungurean. Ambii împreună fac o echipă desăvârșită. Acum trecem mai departe și, după cum bine ați observat, la această masă s-au așezat, din punctul meu de vedere, niște personalități marcante, ceea ce înseamnă literatură, ceea ce înseamnă teatru. Și aș vrea să vă prezint, într-o ordine aleatorie, primul dintre ei este domnul Petre Isachi, critic, istoric, literar, editor, eseist. Doamne, și dacă le înșir pe toate aici, dar vă spun, sunt foarte multe. Trecem la cea de-a doua persoană. Mulți o cunoaște, mie mi-este o persoană foarte dragă. Este vorba de Viorel Savin. Dacă spun dramaturg, restul le înțelegeți pe toate, nu? Mai are rost să mai spun și celelalte? E cunoscut. Sunt multe, dar e cunoscut, domnul, da? Deci, mai departe, nu se putea printre atâția domni desăvârșit să nu fie și o doamnă. Așa că, tot desăvârșite, mai mult decât atât, știți că femeile întotdeauna au ceva în plus decât bărbați. Acum ce? Gândiți-vă voi. Mai departe e vorba de Cristina Ștefan. Dacă spun doar atât, poetă e suficient, nu? Da. Și are o grămadă de titulaturi. Dacă nu credeți, uitați-vă pe foaia aceea. Așa. Mergem mai departe. Un invitat de undeva pe lângă, adică tot din Moldova, pe malul apei, știți, e vorba de Dunăre, e vorba de Galați, acolo e o personalitate care vine spre noi, nu cu barca, ci vine, nu știu cu ce vine, vine cu... Ia urziți cu ce vine. Ești zi cu Maxi, da. Maxi, da, s-a băgat la găsit. E vorba de Gabriel Cherbăluță, poet, absolvent al Universității Alexandru Iocuza Teologie. Și cu asta, mai departe, nu are rost să vă spun prea multe. A mai rămas o persoană, nu? Să vină în față să-l vedeți. Sunteți invitat la masa... Vă simțiți așa de bine acolo? Să simt atât de bine. Domnul de la se simte atras de Bacău. E clar că nu cred că mai are nevoie de o prezentare. Deși este la masa unde își are locul domnia sa, e vorba de Mioara Văduță, autoarea acestei cărți. Datorită publica, am adunat toți aici. E cineva care nu știe cum se numește cartea? Cei care mai pun întrebarea aceasta, deci e clar că toată lumea o știe, nu are rost să mai prezint eu. Deja, stimată doamnă, ați ajuns să fiți cunoscută, cel puțin în acest cerc. De aici încolo, mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Iată că am făcut introducerea și eu m-am ferit să vorbesc foarte mult.
De ce? Pentru că în dreapta mea am niște personalități care de fiecare dată au cuvintele și le folosesc atât de bine și o să vedeți că am dreptate, încât eu nici nu o să mă mai văd pe lângă domniile lor. Așa că voi da cuvântul celui din tâi și nu cel de pe urmă. E vorba de domnul Petre Isachi, în aplauze dumneavoastră, bineînțeles, și le spune câteva cuvinte, așa cum știe dânsul cu meșteșug, despre această carte și despre această distință. Atât, atât am notat pe fișe, deci nu voi fi foarte scurt, am înțeles că avem 60 de minute, noi toți, 30. Obișnuit cu oarea de la școală, așa. Da, e bine. Aici. Chiar mă bucur că sunteți atâtea personalități în mod real, cititori. Deci ați citit fie cartea, ați citit fie autoarea. Pentru că există o relație intimă, veți vedea dumneavoastră, între partea nevăzută a lunii și, să spunem, partea lunară a personalității poetei Mioara Băluță. E un poet curajos pentru că are curajul să recreeze, ca să spun așa, motivul lunii. Motivul lunii transfigurat în toată literatura lumii, dacă vreți, de la 1001 de nopți până la aproape ultimul poet și mai ales să-i actualizeze emanațiile și semnificațiile. Când am început să citesc cartea, primul text care mi-a venit în minte a fost, nu știu dumneavoastră, Eminescu, celebrul poem Scrisoarea întâi, în care luna este transfigurată drept stăpâna lumii și în realitate un alter ego al poetului care îi permite o viziune obiectivă asupra spectacolului lumii, pe cât de sublim, pe atât de tragic. Nu? Vă amintiți și deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniu morții. Deci unul din motivele este această rază a lunii care ne marchează, crede poeta, în mod, aș spune eu, total, personalitatea. Apropo de telefon. Da. Uite, asta este. Da, nu e o problemă. Pe mine chiar nu mă deranjează. Îl stimulează. Da. Pe mine chiar mă stimulează. Da. Sigur că nu e ușor de vorbit, despre o carte, despre o autoare care, atenție, am citatele, sunt aici, care pretinde că eu scriu așa cum trăiesc. Rețineți, eu scriu așa cum trăiesc. Sigur că se naște imediat întrebarea dacă noi știm cum trăim, și mai ales dacă putem să scriem, și aici asta va fi o temă a discuției, putem să scriem așa cum trăim. Deci, ca să-l satisfac pe Viorel Savin, și romancier, și poet, nu numai dramaturg, cunoscut de dumneavoastră, el o să-mi spună că, sigur, această carte exprimă într-un fel sau altul viața autoarei. Deci este chiar povestea ei, povestea ei interioară, va spune el. Punctul lui de vedere fiind acesta, că dacă o carte nu exprimă o poveste, ea nu e literatură. E unul din punctele lui de vedere. Deci viața egal text. Numai că autoarea merge mai departe și o citesc din nou, ea transfigurează, citesc, viața ca o Biblie. Am găsit citatul. Deci, în opinia ei, viața ca o Biblie. Se întâlnește aici cu Viorel Savin, într-un roman de-al său, care reia și el această temă într-un alt mod, n-am să spun nimic decât dacă va fi nevoie. Deci ce înseamnă viața ca o Biblie? Deci înseamnă, sper să nu fie acui. Nu, că am și eu așa ce vă văd. Nu, dar ce e teribil. Ce-i frumos e că eu mă caută lumea foarte rar. Deci ăsta care mă caută e moderatorul ăla. Ăsta ca o muzică, așa cum spune poeta. Da, muzica e frumoasă. Nu, ăsta are nevoie de invitație. Îmi cer scuzele de rigoare. Nu m-am adresat și către masa invitație. Trebuia să o fac și către masa invitație. Să spun și de telefon, dar cer scuze. Nu, nu, băi, eu am crezut că e închis. Închis. Ce înseamnă viața ca o Biblie? Reluăm, încerc scuzele, ce să mai discutăm? Problema este asta, ce înseamnă viața ca o Biblie? Deci o viață în care coexistă
nu, și satanicul și divinul. Și, dar nu se oprește nici aici autoarea, pentru că spune ea mai departe, viața mea ca o rulotă uitată la marginea pădurii. Nu? Iată iarăși câte fațetele, să spunem, ale vieții pe care le o transfigurează, le pune în carte. Subiectul principal este să asumă niște destine, nu? Pretinde că poartă pe umeri biserica tuturor femeilor, nu? Citez, da, biserica tuturor femeilor. Deci reia metafora femeii biserică transfigurată de Blaga în tragedia meșterul Manole. Și ați observat deja confluența sau cu doi mari scriitori ai literaturii anterioare, Eminescu, Blaga, și are și, mai ales prin obsesia mitului căderii, și o ușoară, să spunem, influență din Blaga. Nu? Acest mit al căderii, dacă ne raportăm și la primul ei volum, pe care îl reamintește și de care este fascinată, să spunem, obsedată. Părerea poetei este că cele nevăzute conduc destinul lumii. Cele nevăzute conduc destinul fiecăruia dintre noi. Iar partea este evidentă, titlul este, să spunem, ușor traductibil, dar numai aparent, iar partea nevăzută a lunii este partea nevăzută a sufletului fiecăruia dintre noi, a inimii. Cât nevăzut, atâta taină. Sigur, este aici poetica tainei transfigurată, tot Blagian, și ideea a unei lumi în care comunicarea tot este aproape imposibilă, deoarece Blagian vorbind mult tălmăcești toate semnele. Dar chiar așa spune ea undeva, citez, muțenia este iubirea mea, sau cam așa ceva. Am citat-o pe undeva pe aici, presupunând că cuvântul nu neapărat exprimă, cât mai curând ascunde. Sigur vă veți întreba ce caută ea, ce caută poeta. Sigur, întâi se caută pe sine. Încearcă, cei care scriu știu asta, să se cunoască pe sine. Plecând de la principiul că cine se cunoaște pe sine, cunoaște lumea. Lucrurile nu stau chiar așa, pentru că indivizii fac parte dintr-o lume, dar în același timp permanent încearcă să se desprindă de această lume. Ce descoperă ea căutându-se pe sine în partea nevăzută a sufletului, a inimii? Descoperă, să spunem, întrebările fundamentale pe care ni le punem fiecare dintre noi. Cine suntem, unde ne aflăm, în ce măsură reușim să comunicăm cu ceilalți, în ce măsură comunicăm cu noi. Nu știu dacă ea se descoperă așa cum ar trebui atunci când consideră că este biserica tuturor femeilor, nu? Și intră într-un fel în polemică, dacă vrei, cu Eminescu, care spunea femeia chip de înger, dar femeie disociază după celebrul discurs dintre cei doi prieteni, nu? Nu, iubita mea e un înger. Nu, răspunsul este, știu și de dumneavoastră, nici a mea nu e om. Dar, mergând pe această idee, ea asigură, sau, da, încearcă să insinueze rolul fundamental al femeii, dacă vreți, rolul biblic, desprinzându-se însă de interpretarea sacră, nu? Din moment ce susține că este femeia deșertului.
există și un roman cu această, cu Femeia deșertului. Nu? Și nerecunoscută, spune, nerecunoscută și învinsă Evă. Deci, nu? Nerecunoscută și învinsă Evă, șarpe și fruct, spune ea, am citat-o. Deci este un omagiu, dacă vreți, adus frumosului feminin, care în măsura în care se revelă, în aceeași măsură se ascunde, disociind între personalitatea, să-i spunem, solară a omului de tipul lui Vasile Alexandrei și personalitatea nocturnă, nu? Noaptea este unul din motivele volumului în care poeta se revelă în adevărata ei identitate și cele mai reușite poeme se par cele în care nu mai încape niciun fel de cenzură și încearcă să ne revele, de fapt ascunzându-ne, ceea ce s-ar numi misterul feminin. Adică nu poți să... ea creează un paradox aici. Pentru a vedea întunericul, nu trebuie să-l luminăm. Ea încearcă să lumineze misterul existențial, frigul existențial, crezând în... are un motto excelent aici, crezând că nimeni nu-i perfect în uitarea și în frigul lui. Asumându-și ideea că nu suntem perfecți, și că creăm numai opere imperfecte, vorba lui Nichita Stănescu, un alt poet de care este marcată, și simte frigul existențial. Sigur, are aici modul de a simți al femeii, care este inimitabil și care chiar scrie o poezie care este detașată de lirismul masculin. Eu chiar cred că există două tipuri de lirism aici. Nu cred că un bărbat poate să scrie un asemenea mod. Și încape un oarecare scepticism un oarecare pesimism eminescian în acest volum, o tristețe metafizică care nu se află sub semnul gratuității. Ați observat că literatura este însuși trăitul. Este discutabil aici. Vom discuta în partea a doua, ca să dau cuvântul și la ceilalți. Nu, da, vă rog. Da. Și cred că merită suficiente aplauze de mine. Trecem mai departe să auzim alte cuvinte la fel de adevărate spuse de către domnul Fabi Boroc, domnule. Chiar sunt mirat, vă știți că voi spune cuvinte adevărate. Dar v-am zis eu, nu știu. Mă bucur că mă aflu aici, am citit cu plăcere această carte. Cei care mă cunosc știu că nu spun cuvinte de complezență. Petre Isachie a rotunjit foarte bine atmosfera în care se propune această nouă apariție a Mioarei Păruță. Așa că eu în fața dumneavoastră voi veni cu veșnica obsesie. Adică cum se face? Pentru ce scriem? De ce scriem? Cum scriem? Fiți sigur, nu voi da răspuns la toate întrebările astea, că nu o să ne ajungă timpul. Dar voi încerca să fiu, să rezum. În primul rând, poeta, pentru că este o poetă, m-a impresionat cu tehnica la care a ajuns. Nu întotdeauna extrem de perfectă, sunt niște momente asupra cărora, sunt momente stilistice asupra cărora autoarea poate ar trebui să se oprească. Nu este momentul să le semnalăm acum, dar la o cafea, cu siguranță că vom discuta mai în amănunt pe text. În primul rând vreau să remarc și să vă citez câteva versuri, pentru cei care nu au încă în mână volumul. Oglindire, un zâmbet trist, o sabie în teacă, două tăișuri strânse în piele, fine. Aș bea din aer ora care pleacă să pot sclipi în ochiul lunii pline.
Sub semnul tandru al înnobilării, aș sta cu fruntea în umăruț de apă să-ți tac, să-mi curgi. În felul ăsta curge poemul și este promițător. Nu este singurul. Am o surpriză pe care mi-a făcut-o mie autoarea, Lumina pe întunericul altcuiva, să-mi trimiți iubito despre tine vești, da? Ce mai e prin lumea care te înconjoară, pieptul cui te cheamă să te încălzești, când sub ochiul lunii pielea se înfioară. Am citit-o cu mare plăcere și cu imaginație. Vreau să vă spun că Mioara Văluță are o îndemânare deosebită și cred că și o inteligență, nu că sunt sigur, o inteligență care o ajută să sintetizeze la un moment dat ideea de la care a plecat în construirea unui poem. Și acest lucru mi-l demonstrează prin niște finaluri de poeme care mi s-au părut excepționale. Uneori am zis, dar de ce n-a lăsat poemul atât? De ce nu l-a lăsat numai atât? Pentru că mi s-a părut chiar extraordinar așa. Domnul Tănase se uită la mine, nu vă mai citesc finalurile acestea, le-am înconjurat aici cu creionul, eu sunt un om extrem de tipicar și notez tot. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, vă citesc. Eventual vă citesc și cartea. Ce vreau să vă spun? Există în arealul poetic românesc, între mai tinerii noștri contemporani, ideea că literatura se poate face, cum să spun, numai din sine, pentru sine, în special. Mulți dintre aceștia, cum să spun, își construiesc un fel de, își susțin un solipsism al lor cu un anumit gen de poezie, un anumit gen de a fabrica poezia. Vreau să vă spun că tot ce zic acum nu se referă la doamna Mioara Văluță. Este obsesia mea. Bine a zis Petre Isache, sunt de acord că a spus că Mioara Văluță scrie despre sine. Eu nu îndrăznesc să scriu despre altcineva. Cu bunele și cu relele mele de o viață, eu scriu numai despre mine. Și cred, dacă Mioara Văluță vrea să devină un scriitor important, cred că trebuie să urmeze acest drum, să scrie despre sine. Nu întotdeauna, și acum fac lărgesc aria de referință, nu întotdeauna poezia înseamnă ruperea unui gând. Ruperea unui gând pentru un poet adevărat înseamnă să lași gândul să curgă, la un moment dat îl reduci și se produce un suspans. Se produce starea poetică. A întrerupe o simplă spusă, aia nu-i poezie. Aia e incoerență. Vreau să vă spun, la un moment dat sunt alegând cuvintele de prin ogradă, de prin ceruri, de prin râpi și de peste tot și adunându-le la un loc și noi ne închipuim că asta este o poezie, este o mare greșeală, o să veniți cu răspunsul. Stai, frate, dar dadaiștii. Vreau să vă spun că dadaiștii au scris o poezie absolut senzațională și pentru a vă demonstra, am venit cu câteva. Știți cum? Care era manifestul, modul în care, ca să faceți un poem dadaist, știți, nu? Era ideea. Tăiatul pus în pungă și scoaterea cu devoțiune a fiecărui fragment. Aia nu era. Și punerea. Bineînțeles că nu era. Și vreau ca să demonstrez, că ăsta era, nu mă refer neapărat la manifestul lui Sașa Pană, vorbesc de Tristan Țara. Uitați cum scrie acest dadaist. Adică nu trebuie să credem numai ce se spune, numai despre revolta aceea că vrem să facem poezie austră. Spune, poemă mondenă. Poemă mondenă, cum să ne petrecem viața întrebare, sunt plictisit, sunt arătura de toamnă la țară, și literatura e viermele ce roade drumul subteran prin care o să curgă apa ca să iasă roade la vară. Păi, e dadaist, nu? Poate din prima etapă a lui, că n-a fost. Da, bineînțeles. Acum îmi ridică mingea Liviu Fisco la plasă.
Cine mai ține minte poemul pentru a face o poezie dadaistă, luați un ziar, luați o pereche de farfeci, de când asta, uite-o că se ține minte. Oricine. Deci, când spun că ceva trebuie să conțină poveste, poezia, teatru, romanul, chiar și critica, totul trebuie povestit, oameni buni. Dacă nu reușim să povestim ceva, acel lucru nu va rămâne niciodată. Nu? Se spunea la început, a fost cuvântul. Și să fie lumină. Care poate fi tradus poetic, dacă vreți, poate și altfel. Și să fie ceea ce simt când pun pe limba ambrozie. Și s-a făcut lumină. Nu? Ca să o traduce pe limba noastră, a poeților. Dar totul trebuie să poată fi povestit. A face ceva, și Liviu mă obligă să spun chestiunea asta, este foarte adevărat că a existat o revoltă împotriva literaturii, împotriva modului de a face poezie până atunci. Tristan Țarașul cu Cercul lui de Prieteni. Dar, oameni buni, nu au vrut să facă alt fel de poezie, cum să le spun, formal, ci conținutistic, ideatic, contextualizarea sensibilității la moment. Și mă întorc acum la clipa de față, cred că n-am depășit foarte mult. Mai aveți. Mai am? Mulțumesc. Atunci o să vă directez cu, și cu un alt poem. În clipa de față, poezia trebuie, pardon, trebuie să ne contextualizăm fluxul poetic momentului pe care îl trăim. Noi trebuie să-l povestim, ăla, eu care scriu, trebuie să vă povestesc dumneavoastră ceea ce simt, ca dumneavoastră să puteți povesti altora și observați din ceea ce v-am spus. Aici este deja o linie, o continuare a unui gând, continuarea unei idei. Deci există o posibilitate de a ne transmite sentimentele, gândurile noastre și pentru a sparge undeva zidul ăla care ne înconjoară, lipsa de comunicare dintre noi. Povestește după mioara un pic. Da? Da. Nu. Am profitat de moment să vorbesc de obsesia mea. Și spuneți că vreți alt fel de a face poezie. Cred că dumneavoastră o cunoașteți pe Nina Casia. Ați auzit de poemele ei în limba spargă. O cunoașteți o mare parte dintre dumneavoastră. Ce se întâmplă? Poezia, și se leagă de ceea ce spuneam înainte, cea dadaistă. Poezia, la un moment dat, preia modul de exprimare poetică. Cuvintele preiau fluxul fonetic al limbii și ne propune o aparentă pastișă, dar perfect credibilă din punctul de vedere al fluxului emoțional. Și uitați o baladă. Gorsul își astrige dagul, neurcit, nemirunit, jos sub măgărei vereagul, surf pe care l-a țonit. S-a pelvins cu spină țargă din căție și vlara, vâricând pe chilnic margă, chilnicul arlise, gra. Și așa mai departe. Bun. Ăsta este un joc poetic. Și lotopoeme. Poftiți? Lotopoeme. Da. Este un joc. Dar în momentele noastre de respiro, în momentele în care vrem să ne simțim bine, ne vom recita și poeme de genul ăsta. Și ne vom amuza grozav. Bun, este o nuanță a stării de poezie. Întorcându-ne la poeta noastră de astăzi, și care îi cere iertare și binecuvântare, că m-a lăsat să vorbesc, despre o veșnica mea obsesie, uitați să citesc așa câteva finaluri. O să vină zăpada, o biserică în care voi intra singură, încredințată fiind că cineva, pardon, mă vede, mă ascultă. Are păcatul e să arunci sămânța în Dunăre și să aștepți pe mal încolțirea. Vreau să vă spun, doamna Băluță, că aștept la lucrurile astea pe care le sintetizați pentru mine și emoțional și inteligent, aștept o susținere înainte pe măsura lor. Și să mai zicem, prefăte că mă cunoști, citește-mă în gând, renaște-mă,
sunt. Este un poem formidabil, de asta am zis. Ăsta îi lași așa. Și toți îți vor binele, zgomotul lor înconjurându-te ca o spumă sărată, rana unui țăr. Cu o aplicare mai atentă asupra-i, cu aruncarea unei priviri concentrate asupra istoriei literare din trecut, cu asumarea unui program serios de perspectivă, nu pentru succesul de o clipă, întrevăd în Mioara Băluță un succes. O felicit! Cum spuneam, cuvinte adevărate, din suflet pentru suflet. Ei au vorbit doi bărbați și ați auzit câte păreri au ei, nu? Acum să vedem ce părere are o distinsă doamnă. Și așa că o invităm pe doamna Cristina să ne spună și domnia sa din suflet pentru suflet părerile pe care le-a cules din această casă. Din suflet pentru suflet. Nu spune? Mă bucur că ați venit în număr așa de mare. Îl salut pe domnul Grăneanu, Ticuța Voronceanu Bernevit, Oana Glorie, oameni care sunt din partea filialei USR Bacău, domnul Calcan, l-am mai văzut. Domnul Calcan, da. Vreau să vă spun că nu vă luați după prezentări, sunt un pic pompoase, eu nu sunt pe acolo ce se spune, decât un foarte bun cititor. Îmi place să citesc poezie și dacă pot să pătrund în poezia respectivă prin mintea și autorul și mintea și sufletul autorului respectiv, atunci mă declar mulțumită. Din toată pasiunea asta a mea au ieșit lucruri bune. Și eu și Mioara provenim din literatura online și este păcat să nu o menționez aici. Literatura online face poezii de succes, pentru că noi lucrăm, ne-am cunoscut acum 10 ani, să zic, pe site-ul literare și la noi critica este mult mai răutăcioasă în partea online a literaturii decât în partea cealaltă, apropo de titlu, în partea nevăzută a literaturii. Și bucuria mea este enormă că am început să ne vedem și am început să ne vedem cu succes. Eu n-am vorbit cu domnul profesor și nici cu domnul dramaturg Savin, dar mi-am notat de acasă câteva considerente despre scrisul și stilistica Mioarei Băluță, pe care vreau să o susțin, așa cum i-am susținut și prima carte, Încădere voi râde, să o menționăm aici, să nu uităm, pentru că a fost un debut liric de succes, părerea mea. Cartea trebuie, nu fac eu recomandări aici, dar vă spun cum am citit-o eu, trebuie citită de la A la Z, adică să ne facem timpul și să o luăm de la prima până la ultima poezie, ca să, cel puțin așa fac eu, ca să putem intra în atmosfera acestui autor, care este foarte deosebită. Și cum am intrat eu în atmosfera cărții Mioarei? În primul rând m-a atras foarte mult titlul, Partea nevăzută a lumii, dacă știți că este un album celebru a formației Pink Floyd, Dark Side of the Moon, este albumul meu preferat din tot timpul. Și am citit cartea cu impresia că este la fel de profund tratat așa cum este și muzica lui Pink Floyd. Aș spune câteva considerente despre cartea ei. M-a dus cu gândul la următoarele idei, pentru că Mioara scrie o poezie de idee. Între viață și moarte stă poezia oamenilor. Adică noi am fi o poezie pe un segment foarte bine delimitat la capete, început și sfârșit. Dar asta este tot o poezie, dacă știm să ne aflăm noi, oamenii. Unii sunt mai buni, alții sunt mai răi. Unii sunt deștepți, alții sunt mai proști. Unii sunt conștienți de viața lor, alții își trăiesc viața în inconștiență, dar toți, în acest segment, între naștere și viață, trăim o poezie. Asta rezultă din poezia Mioarei Băluță, pentru că ea este o poetă a întregului segment. Ea vorbește despre, ca tematici literare, vorbește despre
Dumnezeu, despre iubire, despre copii, despre ceilalți oameni, cum îi vede ea și mai ales despre moarte, cum o vede poeta. Găsim sentimente foarte diferite, găsim un colorit foarte diferit, culori rocvaivice, am spus eu, în poezia mea Rebăluță, dar toate sunt cernute printr-o inteligentă sită psihologică. Noara nu scrie foaie verde și un salcâm, Noara scrie atent psihologic, analizând fiecare reper pe care și-l ia ea în diferite poezii. Și am mai spus că dacă ar fi să stabilesc niște caracteristici ale stilisticii, Noarei Băluță ar fi elegiacul, despre asta a spus și domnul Isache, apoi predomină Tanatosul. Bine, și deci, predomină, nu putem să nu spunem asta, în schimb, echilibrează această tristețe, eu o găsesc și vacoviană uneori, echilibrează cu foarte fină ironie și autoironie. Eu, de exemplu, nu-i așa, Miora? am găsit niște citate, de exemplu, am luat de la pagini diferite câteva versuri foarte frumoase, metafora Mioarei este înaltă și o să vi le spun. Într-un spațiu învinețit de așteptare, ca o ironie, poate în hainele largi ale pământului, nu mai cred în nimeni, în caligrafia acestui univers plictisit de moarte. Este trist, dar este adevărat. Ea scrie într-un spațiu al ei de așteptare și vis. Foarte multe poeme sunt imaginative. Visează și trăiește o anume neliniște specifică poeticii. Am mai spus eu că acest imaginativ transformă realitatea de aici și de aici vine și titlul. Din acest mimetis vine titlul Partea nevăzută a lumii. Și am să o citesc din nou. Această neliniște vorace care îmi terorizează carnea, sunt propriul meu spital. Asta am găsit la pagina 40. Sau sunt o grădină care se ridică la cer, cuib de aer fără umbră. Foarte frumoase metafore, excepționale, înalte. Un spirit mimetic, bine cumpătat, dă elegiacului o haină mereu crepusculară, tristă, bacoviană, dar conștientă de sine. Mioara scrie definiții ale sinelui și m-am bucurat mult când v-am auzit că ați spus exact același lucru. Mioara se scrie pe sine. În această carte. N-am vorbit, pe cuvânt că n-am vorbit. Am scris de acasă asta. Am vorbit cu volumul. Am vorbit cu volumul, da. Și vreau să vă citesc o poezie de la pagina 84, care mie mi-a plăcut tot volumul enorm, dar asta m-a marcat. Așa, se numește Stau cu inima în aer. Stau cu inima în aer. Mint frumos. Niciun cuvânt nu-mi răspunde cu aceeași emoție. Numai când scriu spun adevărul și scriu de parcă aș sta de vorbă cu tine. Fiecare literă îți mușcă urechea într-un fel anume, fericirea e ceva acidulat care ne înțeapă limbile, nici șampanie, nici vin, doar un somn din care ne trezim, să ne învățăm tristețea cu răbdarea. Stau cu inima în aer, merg unde mă îndreaptă curentul, inspir, expir, văd cum din mine se desprind 1000 de cercuri. Este foarte frumos și presupune profunzimea trăirii poetice a Mioarei. Dar, să nu ne întristăm, Mioara are un eros pasional pe care am vrut să vă înveselesc la sfârșit și să vedeți cât de frumos a scris. Mioara sau autoare? Asta de da, așa e. Mioara sau autoarea? Sau eul. Dar nu sunt aceleași. Sau eul. Nu, Mioara e autoarea? Nu. Nu? Dar cine? I-a scris cineva? Asta facem o discuție.
Ca și vă provoace, așa îmi provoace. Băi, cu soțul aici, dar îi pui de domnul inginer acolo. Ia, să vedem ce frumos e Mioara. Dar poate tu nu simți că îmi viscolește de vreme prin vise, că suflu un pumn și degetele au început să mi se încălzească, că mă aprind și luminez noaptea, mai ales în partea nevăzută a lunii. Vin și fac dragoste cu tine așa, ca o pedeapsă. Ca o pedeapsă. Este sper. Mergem mai departe și ne îndreptăm spre Dunărea. Da? Mergem cu vaporul. Vă invităm alături de noi. E vorba de Gabriel Gherbăluță și, cum v-am spus la început, poet, și călător. Bine v-am găsit! Întotdeauna o lansare de carte este un prilej de întâlnire a celor care scriu, al celor care scriu și al celor, și al cititorilor, bineînțeles. Ascultându-vă înainte, a trebuit să-mi refac total discursul, așa că nu am vrut să vă repet. Sper să nu repet. Dacă mai țineți minte, nu, înainte de asta, vreau să știți că vorbesc ca un distribuitor, nu de carte, ci de versuri. Întâmplător, am două, sunt producător, sunt realizator la două emisiuni de muzică și poezie contemporană. Nu fac reclamă, dar vă spun, Radio Vocativ, și dacă este, îmi dați mie și vă trimit link-ul. Așa, dar nu fac reclamă. Și vă vorbesc din perspectiva celui care citește poezia la radio. Dacă mai țineți minte, o parte dintre noi, în special bărbații, suntem cam de pe aceeași plajă de vârstă. Acum vreo 40 de ani era o trupă care se numea Crosby, Stills, Nash & Young. Și aveau o melodie celebră care se numea 50 Ways to Leave Your Woman. Traducerea era 50 de moduri de a părăsi o femeie, traducerea cealaltă nu vă spun. Vorbind acum vreo câteva zile cu Mioara la telefon, ea mi-a mărturisit ceva, ceea ce am început să caut, și mi-a spus așa, că textele ei reprezintă modalități de descriere a drumului. Eu vă spun ce mi-a spus, dacă m-a păcălit, asta este altceva, dar eu am găsit într-adevăr chestia asta. Sigur m-a păcălit. Probabil, pentru că autorul, poetul întotdeauna este un mincinos. Minte frumos. Vă minte frumos, să știți, ne minte frumos. Și eu am găsit într-adevăr în textele Mioarei vreo din cele... Le numărasem aproape 90 și ceva de texte. Le numărasem, am 95, uitat. Așa, am uitat numărul. Am găsit 95 de modalități de a trece, de a parcurge drumul acesta către mormânt. Mormântul însemnând nu neapărat partea groapa, pur și simplu, ci mormântul din noi, ceea ce ne face pe noi să ne ducă la anumite căderi. Dar am mai găsit ceva. Am mai găsit vreo 50 și ceva de definiții. Și asta mi s-a părut extraordinar. Vreo 50 și ceva de definiții ale poeziei. Și pentru asta, Mioara, te iubesc. În public, o declar, te iubesc. Pentru că... Ele ținii sunt totdeauna... Sunt și un sfert de grec, așa. Și un sfert de grec, mai. Zorba, zorba. Problema era când citeam, indus pe ceea ce mi declarase Mioara și căutând acel mormânt interior, n-am descoperit din prima ideea de hai să zicem, artă poetică, adică de poezie, de definiție. Cum fac eu Mioara Băruță? Poezie. A trebuit să o citesc
pregătindu-mi la un moment dat emisiunea din care am citit din Mioara, pentru că i-am prezentat cartea și trebuie să citești, avem un actor în față, eu am făcut regie, dar după aia m-am dus către altceva. Trebuia să găsesc tonalitatea în care să descoper și altceva decât tristețe. Dom'le, eu vreau să vă spun un lucru, pentru mine, toată lumea spune, dar de ce Gherbăluț să nu scrii ca Topărceanu? Păi eu scriu ca Topărceanu, pentru că Topărceanu mi se pare cel mai trist poet din toată literatura română. Și atunci, am stat exact, și am stat să gândesc, dom'le, cum face doamna Mioara Băluță să-mi plătească această relație dintre poezie și căderile noastre. Mioara spune la un moment dat că dă o definiție de Pocanta a patra și superbă definiția, că poezia e ca o parapantă. Așa este. Cei care scriu știu lucrul ăsta. Îți întârzie căderea. Este, noi sperăm atunci când scriem ceva, sperăm să ne să scoatem din noi, să ne exact ca și cum îi spui iubitei, te iubesc, adică vrei să te eliberezi. Când scriem ceva, vrem să ne eliberăm de moartea aia din noi. Are dreptate Mioara. Poezia este o parapantă, este o piedică în alunecarea noastră, în căderea noastră. Dragilor, căderea nu înseamnă numai deplasare de sus în jos. Este și un zbor invers. Țineți minte lucrul ăsta. Este și un zbor invers. Și apropo de definiție de poezie, și cu asta mă opresc și voi mai citi două, că nu pot să nu citesc două. Da, da, da. Musafirul nostru. Trebuie. Vă mulțumesc, așa că răbdați-mă. Poezia la Mioara înseamnă, știți cum e? E ca o femeie, domn. Da, vorbesc serios. Este ca o femeie, nu ca un bărbat. Da, da, ca o femeie. Poezia este izbită. Poezia este durere. Poezia este înger, Eminescu, demon, tot Eminescu. Dar poezia șarpe. Dar poezia este și mărul ăla din care mușcăm și noi, cei care scriem, și voi care citiți. Și noi care citim, de fapt, că citim. Ce voiam să spun? Eu mă bucur de fiecare dată când particip la o lansare. Nu-mi plac chestiile pompoase. Parcă vorbim despre... Când se vorbește despre cineva care se lansează și bucură-te, trăiește-ți clipa acum, Mioara. Vorbim despre el ca despre ăla de la groapă, știți? Vorbim frumos, vorbim nu știu ce. De asta am spus că te iubesc, că eu nu iubesc morți, eu iubesc vii. Vreau să vă citesc. Vreau să vă citesc un lucru care m-a surprins. Dragilor, și poetul, și cititorul suntem niște aliens, niște extraterestri. Și l-am găsit chestia asta spusă de ea. Nu știu dacă a vrut să o spună. Teoria comunicării spune multe. Autorul e Dumnezeu și spune ce vrea el, cititorul găsește ce vrea el. Ia uitați ce am găsit eu. În poezia cu care se deschide volumul. Teatru absurd. Sunt un vânzător de oase albastre. Mă apropii de un pământ fără nume, cu soarele închis într-un copil singuratic. Umbra lui se lungește spre mine. Te uiți la mine acum, da? Și mă uit la mine. Moartea e o libertate care sperie omul. Se leagă de ea și tace. În picioare mor numai copaci. Piramidele spală sângele de nisip. Cel mai ușor îmi este să scriu despre dragoste și Dumnezeu. Despre asta scriem toți. Despre dragoste și Dumnezeu. Asta înseamnă poezie. Asta înseamnă. O lumină într-o parte și una în alta, cât să nu dau seama de întunericul în care trăiesc. Și voi încheia cu o ultimă poezie. Poezia care închide, de fapt, volumul tău. Am senzația că am mai citat cineva, nu sunt sigur, dar parcă am mai citat cineva din ea. Eu o voi citi toată. Twilight 2 sau tu, cum vrei să o numesc. Twilight 2. Deci era Twilight, înseamnă zona cenușie, zona de umbră. Și apropo, doamna Cristina,
mi-a luat că voiam să vorbesc despre Pink Floyd, dar mi l-ați suflat așa dintr-o... Așa face mereu. Dintr-o primă și așa că am renunțat și m-am dus la Crosby, Stills and Nash & Young ca să-mi fac plăcerea. Nu cred că se putea mai nimeri un poem. A apreciat cineva despre modul în care se încheie poeziile dumneavoastră, domnul Savin, într-adevăr, e demențial modul în care se încheie marea majoritate a poeziilor. Dar și mai demențial dacă există un termen de comparație pentru asta. Și nu pot permite, o fac licență poetică dacă nu și scrie marca gherbăluță pe ea. Și mai demențial pentru asta este modul în care se încheie acest volum. Da. Poezia asta, cum să vă spun eu, este poarta aia care se trântește, dar în același timp, rămâne un spațiu prin care tu, cititor, sau tu, Dumnezeu al poeziei, adică Mioara, în cazul nostru, lași loc pentru altceva. Se închide deschizându-se. Exact, se închide deschizându-se. Perfect. Perfect. Asta este. Ia ascultați aici. Tu mă visezi, dar eu nu exist. Omul de avalanșă mă cuprinde. Un pic mai am și în aerul cu bist, pământ de stele pe nisip voi vinde. Ce asta decât poezie? Decât poezia, pământ de stele pe nisip voi vinde. Voi vinde toată această veșnicie așa cum e. Nu este de folos. În gândul apei, barca de hârtie nu este bună nici măcar de ros. Cum vorbești? Eu nu vreau să aud ce-ar fi perfect în lumea asta nouă, același cuib sub două păsări ud și o ploaie care împarte cerul în două. Și dacă mă auzi, nu eu vorbesc, e doar ecoul țărmurilor tale care în pustiul lor ademenesc fantasma mea cu părul lung și moale. Nu spune că bravo, așa, că să rămână. Felicitări, Mioara! Și noi vă mulțumim. Iar acum, după atâtea vorbe frumoase, cred că a sosit timpul să ne mai plătim puțin sufletele, să ne delectăm și cu puțină muzică. Corect. Credeți că e Da, e foarte bine, așa că o invit la pupitru, da? Pe Daria Anastasia Canastră, în aplauzele dumneavoastră, care ne va prezenta un moment pentru dumneavoastră. Pentru da, acolo, 3 minute, ca să fiți simpatii în luna, da? Succes! Thank you.
și pe o mare admiratoare, doamne, Ioana, să ne recite câteva poezii. Este vorba de Mirela Doniță Crăciun. În aplauzele dumneavoastră. Ceea ce a scris ea. Este o poezie care mie mi-a plăcut și mă curisesc că nu am avut timpul necesar să parcurg volumul ca poală cum aș fi dorit și a trebuit să revin la el mereu și mereu, dar de fiecare dată când reveneam să citesc, uitam la ce pagina am rămas. Și începeam de la pagina 15, întotdeauna pentru că mi-a plăcut poezia și știam că acolo am rămas sigur. Vara ne părăsește. Asta apropo că e o toamnă frumoasă în jurul nostru. Pe furiș te chem la rugăciune. Plimbă-ți mâinile prin părul meu, joacă. Măsoară firele albe cu cele lungi, răsucește-le pe deget, le poți gusta, mirosi, lipi de piept, le poți rupe cu dinții. Spune-mi carnivor cum să ies din lumea mea, în mijlocul altei luni, să ne amăgim unii altuia morți. Următoarea poezie se numește Andante. O lumânare cu flacăra atârnând, puterea mea este tăcere. Atât de puțină glorie în lacrima unui cuvânt înainte de naștere. De dragul zborului am fost vulturi. De dragul înălțimii nu mi-am spus pe ele. Nimeni nu m-a cunoscut până, acum nici atât nu mă mai team. Sunt iubita propriei mele muțenii. Mi s-a înroșit gândul vorbindu-mi. Din dragoste sau din gelozie pot ucide cu un cuvânt. Acesta este momentul pe care mă tem cel mai mult. Atunci când citești poezia Mioarei, dacă te traversează același gen de trăit, simți ca și cum ai scrie-o tu. Și a treia poezie, probabil că vom mai avea timpul mai reveni asupra textelor, se numește Compromis. Aripile sunt o invenție a minții. Pe umerii fragile ai femeii, un zid lovind corabia în aer, aștii invizibili. Duc o popădie prin ploaie. Vorbesc despre facerea lumii fiecare minut. Devine un pat de moarte, o înfrângere delicată a inimii. Și Dumnezeu, catargul cu pânze și noi amnezici, visând, postea, polară, un porumbel, o ramură, ceva în vânt să ne rate. Bruno. Mulțumim! Stimată doamnă, ați auzit atâtea cuvinte spuse pentru dumneavoastră, de oameni deosebiți. Cred că a sosit momentul ca și dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte pentru invitația dumneavoastră. Încurcă-ne pe toți. Sunt foarte onorată de prezența fiecare persoane, până și doamna din capăt care agită în mine. Nu pot vorba tare, sunt foarte răcită. Mă bucur mult că sunteți aici. Poezia mea, sau mă rog, textele care descriu, nu sunt chiar atât de ușoare cum ar crede unii, nici atât de complicate, cum spun alții. Evident, respect părerea fiecarei persoane care vorbim. Spuneți despre cuvintele mele că sunt făcute să umple pereții, să umple aerul ăla cu Crist, pe care poate fiecare dintre dumneavoastră o cunoaște. Cred că fiecare din cei de față are un loc al lui, unde se întâlnește cu sufletul lui. Asta este poezia pentru mine, asta este partea nevăzută a avut pentru mine. M-am emoționat foarte tare când am auzit pe domnul Savin, citind două texte, care eu și acum, dacă le citesc, probabil toți autorii sunt așa, mă emoționez foarte tare. Pur și simplu mi-a dat lacrimile. Fiecare poezie e o parte din mine. Spuneam eu că cei care mă cunosc pot să mă critique, să mă judece, pot să mă pună la zi. Cei care nu mă cunosc pot doar să mă felicite sau să-mi citească poeziile și să încerce să mă cunoască. E mult de spus.
singurul lucru care aș vrea să plecați de aici este să vă placă să citiți poezie. Să vă placă să vă întâlniți cu poezia acolo undeva. Poezia e o gândire înaltă. Îl găsești pe Dumnezeu citind. Oricum, pentru Dumnezeu să ne pregătiți toți. Chiar spuneam și spun, nu e o ironie, e adevărul. Societatea, religia, toate ne învață, ne încolonează cum să ne pregătim pentru viața de dincolo. Ce frumos va fi, extraordinar va fi acolo. Toate poeziile mele despre asta vorbesc, despre viața aia care va fi atunci. Că acum trăim mai puțin, acum alergăm, toți suntem niște alergători, suntem niște oameni ai cifrelor. Toți ne dorim să avem, să fim. E bine că sunt mulți care, dar nu e așa, dar nu e, poate nu-i cum spui tu, e chiar așa, e chiar așa. Lăsați poezia să vină la dumneavoastră. Și nu opriți. Nu opriți. Lăsați-o să vină așa cum vine un copil. Încercați să nu înțelegeți. Nu încercați să înțelegeți autorul, că autorul e mai greu de înțeles. Fiecare vorbește pe limba lui, eu cel puțin recunosc. Numai că am o limbă a mea, dar am și un dialect al meu care trebuie studiat. Mulțumesc tare mult colegelor mele care sunt aici și care mă susțin, care mă aud vorbind și le citând uneori prin firmă, pe care le-am învățat să asculte o poezie, când am eu așa momentele mele, când eu chiar recit poezie în agenție, ele știu. Mulțumesc familiei mele, fără de care cred că nicio poezie n-ar exista. Și când spun că n-ar exista, am auzit pe cineva vorbind într-un loc, poezia vine în urma unui mare cutremur. Și eu pot să spun la mine încă se mai simt replicile. Și e frumos așa, trebuie să faci să-ți fie frumos din toate experiențele. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Mulțumesc în prezența voastră. Mulțumesc mult. Mulțumim, distinsă doamnă. Am vorbit aseară sau aseară și i-am împărtășit doamnei, sincer, ce s-a întâmplat cu mine în momentul în care am luat acest volum de poezie și am început să-l răspăiesc. La prima vedere a fost o chestie ca o carte oarecare. Am luat, am citit o poezie și încă una, și încă una, și încă una, și la un moment dat ceva se întâmpla, ceva ciudat se întâmpla cu mine. Actor fiind, cum spunea domnul Gheorghiță, ai tendința de a recita, de a da curs sentimentelor. Și am constatat ceva ciudat. Una, citeam un gând și alta mi-a ieșit pe gură. Când auzeam ce cum sună, efectiv nu-mi plăcea deloc. Zic, probabil că nu e o dicție foarte bună. Mă întrebam eu. Redeam asupra poeziei. Ei, zic, e normal, o citesc pentru a doua oară. Cum poate să iasă ceva interesant? Reluam poezia, citeam mai bine, schimbam semnele de punctuație și toate astea și niciodată nu ieșea ceea ce voiam. De fapt, ce vreau să vă spun? Că poezia aceasta este ieșită din comun pentru mine. Asta e părere personală. Și vă spun cum. În momentul când o lași să o citească sufletul, este atât de înălțătoare încât te cutremură. În momentul când deschizi gura, nu știu sincer, dar parcă o plângăresc. Ceva nu-i în regulă. Doamna a spus undeva acolo că voi recita și eu. Acum stau și mă întreb dacă eu sunt în stare să mă ridic la nivelul poeziei. Recitați-ne în gând. Să știți că m-am gândit. E cel mai interesant. Acum, dacă s-ar fi întâmplat și poate se va întâmpla, Doamne ajută, să putem comunica toți prin telepatie, așa cum a făcut-o domnul Savi cu doamna Cristina. Așa că
Nu ne păcăliți că noi... Doamna Cristina, doamnă deosebită. Și dumneavoastră, de asemenea, cum puteți comunica prin telepatie dacă nu erați amândoi deosebiți? Deci, eu o să încerc ceva. Nu știu dacă rezultatele vor fi pe măsură. Numai ce a fost un moment muzical și ce spune doamna Mioara despre muzică. Nu despre muzică, așa. Așa, ați înțeles dumneavoastră. Și dânsa începe. E ceva ciudat în muzica asta. Atât de ciudat încât durerea ne obligă să dormim. Cu altceva în brațe. O să ne închidă timpul, dragul meu. O să ne mestece cu gura lui lacumă, smulgându-ne întâi de unul, din unghiile celuilalt, apoi pe celălalt, din noaptea lui. Chiar și acum, dacă privesc în sus, o poartă mare, cu mâneri de aur, mă așteaptă. Îmi îmblânzește aerul. Și eu mă simt ca o felină mică în fața unei gheare mai mari. Uitându-mă pe lângă pereți, scâncim, speriată. Vreau. Vreau acasă. Aceasta este Mioara. Sincer vă spun, este jalnică interpretarea mea. Dar atât am putut face deocamdată. Și mi-a mai atras atenția într-o poezie și nu mă mai rețin. Îmi pun capul pe asfalt. Nu știu dacă am reușit să-i pătrund sensul nici acum, dar e atât de frumoasă și atât de grăitoare încât pentru mine, repet. Și domnia sa începe cam așa. Nu aud nimic. Nu vreau să aud nimic. Un corp negru, o dâră de fum spre stele. Nisipul destrămând în joacă lumea. O spunea și domnul Sabina. Mi-a spus că nu se poate muri atât timp cât poți iubi ceva. Dar dacă sufletul e fericit în dragostea lui, cum să mai port mască? Și nu plâng printre oameni. Spune-mi și tu. Cel învățat cu depărtarea, cum să strig un cocor din aer când un vultur înșeală privirea? N-am precizat și n-am vrut să o fac, pentru că aici este o mică regie. Aceste personalități care sunt deja la masă au o sarcină, deși nu știu, dar vă spun eu, sarcina dumneavoastră e să invitați și pe aceste personalități să-și dea cu părerea despre carte, pentru că nu v-am spus, dar mai sunt. Ia uitați-vă, aici în față sunt foarte mulți oameni cunoscători de carte. Așa le spune, da? Și sunt atât de experimentați încât, nu știu cum, dar atât de bine mă simt, încât aici deja
aerul fierbe, e fierbinte, atâta cunoștință cât există. Așa că, dacă vreți, domnul Sari, pe dumneavoastră... Să vorbesc cu condamnă. Să vedeți cu care dintre dânsii ați putea să faceți un dialog despre poezie. Uitați-vă, vă problema vă este dacă și dânsii au citit cartea. Eu știu. Credeți că nu? Un dialog despre poezie se face și pentru ce am ascultat, ce am auzit aici și despre poezie în general. Exact, atunci exact. Vă rog, atunci vă rog. Viorel Sabin deja ne-a provocat. Deja ați început. Deja ați început frumos. Vreți să continuați? Daniel, vă rog. Daniel Nicolescu. Așa. Așa. Am fost onorat că am fost vecin cu dânsul pe aviator. Și avem un prieten comun, Dumnezeu să-l odihnească, Dumitru Tricu. Îl cunoașteți, îl știți, Focșănean, unul dintre mari poeți. De curând am fost la Franța Literară. Așa, chiar vreau să vă întoarce să vă și să că vreau să citesc și un poem. Eu n-am citit. Apropo de Dumitru Tricu, de curând am fost la Franța Literară, acolo s-au numat niște premii, la care au avut acces și Bătăoane, în care am fost și eu, doamna Codrescu, domnul Galben, și a fost acolo și televiziunea literară, deci atât că ne întâlnim pe aceleași coordonate. S-au discutat aici foarte multe lucruri despre poezie. Eu cred că nimeni nu știe încă ce este poezia, iar cel care crede că știe ce este poezia nu poate fi poet. Nu știe nimeni ce este poezia. Dar poetul este, spunea Chiscop aici, Liviu Chiscop, în momentul în care poeta vorbea despre demersul uman și mai mult decât uman al poetului, că poetul este mai mult decât om, el vine din altă lume, are altă destinație. Că poeta trăiește în alte lumi. Da, poetul trăiește în alte lumi. Și demersul fundamental al cărții, așa din câte am deduc eu, este, sau motivul, vreau acasă. Ce înseamnă vreau acasă? Suntem aici, pe pământ, într-o călătorie, iar menirea noastră este să ne botezăm, să ne rebotezăm perpetu pentru a ne desăvârși, pentru a scoate de noi întunericul care a venit odată cu ispita șarpelui, apropo de șarpe și de măr, așa, Eva s-a lăsat ispitită de șarpe, care este diavolul, iar bărbatul la rândui, nici el n-a atenționat după Eva, de ceea ce i-a spus Dumnezeu. A spus Eva, ai grijă că Dumnezeu ne-a spus că dacă vom mușca, cu atât lucru că vom muri. Nu i-a spus, deci, de ce? I-a plăcut ispita, i-a plăcut gustul mărului, cum și asta se lasă ispitit de Eva. Cam așa, cam atâtea lucruri am avut. Pe cine propuneți? Dacă Dumnezeu i-ar fi spus că omul să nu mănânce șarpele, l-ar fi mâncat. Nu vreți să lăsați pe cineva în urma dumneavoastră? Să continui. Cine trebuie dintre aceste persoane? Doamna Mară, vă rog. Uite, doamna Mară. Vă rog să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte. Dar vă rog să veniți aici ca să vă vedem mai bine. Trebuie să vă vadă și lumea să putem filma și noi. Nu prea vă acum vă pare rău, nu? Acum. Mă bucur, în primul rând, Mioara, îți mulțumesc pentru invitația deosebită care ai făcut-o. Pentru că a fost însoțită de o muzică extraordinar de plăcută. Mi-ai trimis-o pe Angeline Jordan, extraordinară, și Fly Me to the Moon, exact ceea ce scrii tu în al doilea volum. Și Mitodeia de Vangelis. O delectare și îți mulțumesc pentru asta. Eu, neavând acest volum care s-a lansat, am profitat de cartea care o am în cădere, voi râde, și am răsfăit-o, nu
cu interes foarte mare, să o descopăr pe Mioara Văluță, să descopăr autoarea în persoana Mioarei Văluță. Și eu mi-am notat, nu mi-am pus pe hârtie, că în genere eu de la școală sunt obișnuită cu caietul. Da. Și eu am spus așa, am făcut o legătură, în cădere voi râde, când voi descoperi partea nevăzută a lumii. Da. Pentru că probabil atunci va fi o mare surpriză, o mare bucurie și te vei bucura. Despre poezia din Mioara Văluță, mi s-a părut mie că este foarte interesant. Ca să o văd pe ea, cum ați subliniat și dumneavoastră, despre ea însă, însăși. Dânsa spune așa, că poezia nu e o cruce roșie arsă în piept sau un rupt tandru care întregește, ci e cuvântul refugiat în cuvânt, iar miza e sufletul. Sufletul va continua zbaterea, pasăre în ochiul altui copac. Poezia este un cântec nescris și până la urmă o întâmplare, fie pentru Mioara Văluță, fie pentru fiecare dintre noi. Din viața cuiva, din aurcui, este apa care ne ostoiește setea. Abia atunci când simți poezia în profunzimea ei, este asemănător cu paharul de apă când îl golești cu atâta plăcere când ții foarte sete. Și apoi poezia pentru fiecare din noi este spațiu, în primul rând, aș spune eu. Pentru că spațiu este cel care acționează asupra poetului, asupra celui care creează poezia. Pentru că omul creează poezia. Asemenea, cum spunea Petre Țuțea, că omul nu creează, numai Dumnezeu creează. Omul imită creația lui Dumnezeu. Deci, noi imităm creația lui Dumnezeu pentru că suntem făcuți de Dumnezeu. Suntem copii lui Dumnezeu. Și atunci noi creăm la fel ca Dumnezeu. Spațiul acesta are o foarte mare influență asupra noastră, așa cum de altfel asupra autoarei se vede foarte bine în versurile pe care le lansează în carte. El fie că traumatizează spațiul, fie că ți aduce o bucurie, o tristețe, o... așa. Și atunci tu, ca autor, ca cel care simți toate aceste lucruri, ele intră în tine și depinde de tine cum știi să redai acest mediu din jurul tău, această durere sau bucurie sau orice-o fi ea. Mioara Văluță, autoarea de față, reconstruiește continuu de-a lungul poeziei. Poezia curge frumos. Și construiește și reconstruiește tristețea plecării, deci moartea, nu? Bucuria regăsirii, uitarea pentru cel care este uitat definitiv și uitarea numelui până la urmă este o durere. Poezia este iarba altui timp, spune dânsa. Amintirea unui râu învolburat pe care ea, dânsa, nu vrea să-l oprească. Este muzica lui până la urmă. Este universul din autor transmis universului în care este cititorul.
se face o simbioză între universul Mioarei și universul meu care citesc. Și muzica aceasta este până la urmă un Stradivarius. Mi-a plăcut foarte mult asta. Deci totul în jur pentru Mioara este poezie. Așa cum se manifestă dânsa în natură, oriunde, în mediul acesta. Alergatul pe miriște, pe miriștea udă, cu sandalele în mâini, cu picioarele goale, dacă are sandalele în mâini. Trandafirii puși lângă orez, busuiocul și menta lângă iedră. Până la urmă spune dânsa că poezia poate fi și un biscuit înmuiat în lapte. Ea trăiește poetic, nu? Da. Ea trăiește poetic. Deci, este un constructor de imagini. Eu așa am văzut de-a lungul desfășurării poeziei. De ce spun că este un constructor de imagini? Fiindcă trăiește prin metaforă. Iar metafora este sublimul unei poezii. Cu ajutorul metaforei, noi putem înțelege ceea ce spune autorul sau avem posibilitatea să înțelegem și ce vedem noi. Ne dă posibilitatea să avem și noi o imaginație, nu? Deci, dânsa se joacă de-a doctorii în realitate, nu numai aleargă cu sandalele în mână, se joacă și de-a doctorii. Eu cu sufletul meu, tu cu inima mea. Nu vrea să îmblânzească valurile, nimic ce este urât în jur. Și până la urmă țipă într-o rană deschisă. Partea nevăzută a lumii se ascunde în poezie. Dar bine, noi nu putem să spunem ce este partea nevăzută a lumii, decât un poet nu reușește să vadă lucrurile. Elocvența feminină este da. Nevăzută a lumii. Mulțumim foarte mult pentru... Și că domnul Liviu Iscop se va pregăti, așa, o să rog pe Andra să ne mai cânte și ea un momentel, da? Hai, te rog frumos ca să nu te plictisești de tot.
Iată, Liviu, a sosit momentul să ne vorbim cu dumneavoastră. Ați văzut ce fond muzical v-am pus dumneavoastră, ceva special. Sper că te marca muzica. Sigur. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorat să mă adresez din nou dumneavoastră sau unei părți dintre dumneavoastră cu care ne întâlnim frecvent la astfel de acțiuni. Mulțumesc doamnei Mioara Văduță pentru invitație. Nu m-am oferit să vorbesc, fiindcă am văzut că erau deja pregătite și au vorbit destule persoane competente în materie. Nici nu știu ce aș putea să spun. Am fost unul dintre cei privilegiați, am primit volumul prealabil acum două zile, l-am citit cu mare atenție, l-am și adnotat, fiindcă eu nu scriu, cum spunea Archezi odată, de a joaca și de a condeiul facil, îmi place să iau lucrurile serios. Am scris anul acesta două articole ample și despre cartea colegului Daniel Nicolescu și de două recenzii în Ateneu și în revista Plumb despre prietena doamnei Georgeta Dari la un debut de anul acesta, unde am participat împreună cu mulți dintre dumneavoastră, o prefață a unui avocat la o carte de memorii și acum, fiindcă doamna m-a onorat oferindu-mi volumul, mă simt obligat să scriu, am scris deja textul recenziilor respective, cred că tot două sper să fie, sunt deja 10 pagini. Am intitulat-o Pe creasta noului val, fiindcă doamna Mioara Păluță, după părerea mea, aparține acestei noi generații de scriitori postmoderne, a spune, neo-existențialiste, cum spun unii, noul val, cum îi spun alții, și cred că acest volum, prin acest volum, doamna Mioara se plasează, într-adevăr, pe creasta noului val, în această serie. Volumul este foarte dens, într-adevăr, m-au impresionat cele 95 de poezii, am reușit să selectez multe lucruri, ați văzut că unele versuri citate de colegi, recitate, le știam deja pe din afară. Domnul Viorel Sabil s-a oprit la două poezii, sunt singurele două piese de factură clasică, celelalte sunt de factură modernă, este o poezie modernă, aici în versal, în vers liber și așa mai departe. Asta nu înseamnă însă că nu este, cum să spunem așa, Teodora de figuri de stil, de procedee artistice. Și doamna Cristina, îmi pare rău că nu mai este aici, a spus foarte bine despre metaforă, că metafora este înaltă, dar există dinamica imaginarului poetic, să spunem așa, este deosebită. Deosebit de abundentă și de calitate, imagini precum incampamentul, oximoronul, personificarea, epitetul ornant și multe altele sunt la tot pasul în poezie. Așa încât nici n-am avut rost, nici nu le-am citat prea mult, nici recenzii. M-am oferit acolo la alte două cu totul deosebite, de exemplu, la o anastrofă întâlnită aici într-o poezie. Poate dacă o să citiți recenziile, veți vedea despre ce este vorba. Adică figuri poetice deosebit de rare și în poezia pe care a citat-o și Viorel, aceasta cu lumina pe întunericul altcuiva, există o aliterație expresiv-simbolică, cum îi spun esteticienii, 5 termeni care au sunetul consonantic V în poziție inițială, în doar două versuri. Este o aliterație deosebită și anastrofa aceea este deosebită și am spus acolo și am oferit și alte exemple, precum că doamna Mioara Făluță stăpânește desăvârșit tehnica versificației, ceea ce este un lucru rar poate pentru generația aceasta online și fiindcă a venit vorba de generație online, într-un fel mă simt intrus, aparțin altei generații, aceea a cărților pe suport de hârtie. Am văzut aici și multe anglicisme folosite, probabil tot sub influența aceasta. În fine, ar fi de spus poate ceva despre conținutul poeziilor acestora. Am observat aici, de exemplu, propensiunea pentru definire. Autoarea încearcă să ne ofere definiția ale unor categorii filozofice deosebite, cum ar fi de pildă viața, moartea, despre care s-a mai spus aici, definiția lumii, definiția iubirii, a vieții, a fericirii chiar, nu?
și fiindcă vor veni vorba de iubire, de fapt, cartea este în mare parte o carte despre iubire. Este dogma, de fapt, erotismul, spuneam și aici, dă pe din afară. În privința aceasta, este o carte de dragoste, în mare parte, și fiind vorba de iubire, autorii manualelor de filozofie spun că iubirea este una dintre principalele direcții ale fericirii. Am citat acolo definițiile pe care le oferă autoarea tuturor acestor categorii filozofice. Există însă și s-a vorbit aici și despre relația cu Dumnezeu, cu divinitatea. Este o relație specială, aș spune, a doamnei Ioara Băluță sau autoarei, dacă vreți. Este contradictorie la un moment dat. La un moment dat poate fi vorba și de un fel de apostazie, de lepădare de Dumnezeu, chiar spune textual la un moment dat Dumnezeu nu există, etc. Am vorbit aici despre tot, asta ține tot de existențialism, de neo-existențialismul căreia cred că îi aparține doamna Ioana Băluță, despre existențialismul ateu despre care vorbea Jean-Paul Sartre în secolul trecut. Am vorbit și despre Arghezi, fiindcă se aseamănă la un moment dat și cu psalmii arghezieni, cu apostazia aceasta archeziană, la fel ca și Arghezi, care într-un psalm spunea vreau să te pipe și să urlu, este, cerea dovezi concrete pentru existența, pentru a se convinge de existența de divinității. Tot la fel și autoarea acestui volum, partajată între credință și tăgadă, am spune, la un moment dat spune, parcă așa citesc din memorie, Doamne, de ce rugăciunile noastre nu te arată? Există și alte exemple în privința asta, relației complexe, deosebit de originare, aș spune, pe care autoarea o are cu divinitatea. Dar, pe urmă, revine parcă la sentimente mai bune, fiindcă există destul de câteva piese în care îi invocă divinitatea, îi cere sprijinul și se pare că relația a devenit una normală, una obișnuită. Ar fi multe de spus, cum spuneam, au spus colegii aici, mă așteptam aici la un text, așa cum se obișnuiește, al unui prefațator, al unui critic istoric literar, al unui guru, să spunem așa, nu? Un mentor al noastră, dar văd că textul va aparține acest text scurt. Am comentat și eu în textul meu, primul fragment aici, unde am găsit două lucruri care m-au interesat. Spuneți la un moment dat că e adevărat că fără exercițiu și pasiune totul ar fi o răsucire în aer și nimic nu s-ar mai întâmpla. Am luat acești termeni, exercițiu deci, și pasiune, în sensul în care se spune de multe ori că, de fapt, orice operă deosebită și mai ales în domeniul poeziei este atât rezultatul transpirației, adică al exercițiului, cât și al inspirației, al pasiunii, al harului divin. Adevărul este că fără har, fără talent care ne este dat de undeva, de sus probabil, nu putem să scriem, nu putem realiza opere artistice durabile. Da, poftim. Și mai are aici în final o propoziție, însă eu scriu așa cum trăiesc, care și este discutabil, a comentat-o și colegul Petru Isache. Am comentat-o, m-a însemnalat. Da. Sigur că da. Am altă părere, însă, fiindcă rare ori, sau poate niciodată, nu trebuie pus semnul egalității între biografie și poezie. Trăim într-un fel, trăim poate prozaic în viața de zi cu zi, cu toate necazurile și greutățile. Poezia este altceva, atunci trebuie să ne disociem, să lăsăm la o parte toate celelalte și să intrăm în altă lume, așa cum spuneați și dumneavoastră, că trăiți, de fapt, în altă lume. Dacă trăiți așa cum scrieți. Și întâmplarea face ca această problemă a raportului între biografie și poezie, dacă trebuie pus sau nu semnul egalității, este cea mai evidentă în creația unui mare băcăoan a poetului Pacovia, despre care se vorbește. Mulți spun că, de fapt, poezia sa este o reproducere, o redare fidelă a biografiei lui, a necazurilor prin care a trecut, a târgului de provincie, etc. Ceea ce este complet fals. Poezia lui pentru el ca artist a avut o mască și s-a autocenzurat, a scos din creația sa toate poeziile care
care n-ar fi corespuns temei centrale, aceea a morții și a senzațiilor de disconfort care puteau conduce la moarte. Frigul, ploaia, scârțâitul, căldura, toride, gerul și așa mai departe. Numai pe acestea s-a axat o poezie monocordă, dar spune, și n-a greșit, fiindcă în felul acesta a reușit să fie deosebit de original. Sunt multe lucruri de spus despre poezie, despre acest volum, despre miturile, multe motive, sunt motive recurente, deosebite, nu numai iubirea, dar mitul androginului, mitul căderii despre care a vorbit și colegul, mitul adamic, etc. Și o serie de motive, precum noaptea, este foarte frecvent, întunericul, luna, noaptea, tăcerea, liniștea apoi. Și este deosebită propensiunea pentru anotimpul, pentru sezonul invernal, aș spune. Foarte mulți termeni din area asta semantică a iernii, nu știu, frig, ceață, ger, zăpadă, etc. Nu știu cum se explică, probabil, în subconștientul nostru, chiar mă gândeam că un psihiatru competent, citind acest volum, ar putea să facă o analiză, o psihanaliză și este o analiză completă. Da. Felicitări încă o dată și mulțumesc pentru invitație. Acum, adică, nu se poate identifica viața individului, a autorului, cu opera. Dar trebuie acceptat că opera este alter ego-ul său. Deci, în felul ăsta trebuie înțeles. Pentru că altfel, alții pot confunda. Deci, ce e de este alter ego. Deci, este el. Îmi cer scuze, am apărut cu perea mână, pentru că am emoții și când am emoții, mi-e sete. Vreau să spun ceva. Poezia există sau nu există? Asta o știm toți. Nu există poezie proastă sau bună. Există, ori există, ori nu există. Apropo de încercările noastre de a pune într-un raft, într-un anumit curent sau între anumiți scriitori, eu m-am gândit, ați spus, mă iertați, domnul Liviu, ați pus poezia Mioarei într-o anumită direcție, într-un anumit curent. Eu am spune, eu m-am gândit tot atunci când ați spus dumneavoastră și citind cartea, m-am gândit că poezia Mioarei este neoromantică. Da, așa este. E romantică. Apropo și de motivele amintite de dumneavoastră, o parte din ele. Și mă mai gândeam la ceva. Și asta ăla care scrie. Știți? Eu sunt meteodependent. Dar și poeții sunt meteodependenți. Ei scriu la un moment dat și în funcție de anotimpul în care creează. Eu nu știu când a scris Mioara. Eu mai vreau să-i mai fac o declarație de dragoste și vă spun și de ce. Anul trecut, când am fost la lansarea ta, ai promis un lucru. Te-a întrebat cineva, te-a pus să promiți când vei scoate, să spui când vei scoate următoarea carte. Dragilor, pentru mine o femeie care se ține de promisiune, care spune că vine la ora cu tare și a venit la ora cu tare, apoi de femeia, pe femeia chiar trebuie să iubești. Ia să țină ce ora de strâng. Da, îmi place de găsește pretexte. Motive pretexte. Dacă are mâine de asta, face atâtea avansuri. Hai că e frumos, frumos. Și eu vreau să mai citesc. Așa era o lectură bună. Nu, dar nu pot să-mi țin și ochelarii și cartea și perea. Vreau să mai citesc un text. Apropo de ce ați spus dumneavoastră despre discol. Pusesem semnul, cer scuze că mă port așa cu cartea, dar am nevoie de un viscol nebun. Ceva să mă smulgă din rădăcini și să mă arunce în aer. Dăninsoare care să vindece toate viciile la care țin. Am nevoie de o mână care să împrăștie în raze terminațiile nervoase ale fiecărui an. Sunt un cărbune aprins și mi-e frică de mine. A schimba pe arbori fiecare culoare. Sărutul meu fără vâsc, trupul meu trădat de frig, viața mea ca o rulotă uitată la marginea pădurii. Dragilor,
poetul, poeta, este, are nevoie de asta, pentru că noi, poeții, sunt bolnavi. Noi trăim toată viața bolnavi. Bolnavi de ceva, bolnavi de frumos, bolnavi de dragoste. Se poate, poți fi bolnav și de dragoste. Bolnav de moarte. Toți avem nevoie de asta și de asta spuneam la un moment dat că poeziile Mioarei sunt arte poetice. Adică definiția ale poeziei și ale poetului. De mult n-am mai, și cu asta chiar am încheiat, eu de mult nu am mai întâlnit, vorbesc foarte serios, și acum nu că suntem solo-ulăm pe Mioara, nu am mai întâlnit o anatomie a poetului, o disecție a poetului, așa cum a făcut pe Mioara în poezia asta. Vă mulțumesc și cu asta. Vreau să iau cu poema să încep, pentru că și după aia intrăm neapărat într-un dialog, cât timp avem, tu ne spui cât timp. Da, ne uităm pe ceasă. Acum poți să harul Mioarei de a realiza arte poetice, de a se exprima pe sine și în același timp de a exprima lumea. De fapt, poemele respective, cele 95 de poeme, sunt radiografii ale sufletului fiecăruia dintre noi. Am să citesc un poem pentru a intra după aia cu dumneavoastră într-un dialog. Se numește Cu ochii vii. Nu te lăsa pradă poeziei, fiul meu. Nu te opri. Muzica ei uimitoare te va atrage înăuntru. Fii mai mult decât mine. Fii mai mult decât cei pe care îi știi. Mintea ta e o hartă nevăzută, un mănunchi de chei și tot atâtea uși nedeschise. Încă ai un munte în față, ai un munte în piept, potrivește spasul cu stâncile lui. Dă-i timpului vise, trupul să-ți rămâne viu, dă timp rănilor și ce, și se vor vindeca singure. Astfel, și aici ajungem la finalul de care, finalul de care vorbea Viorel Savin, ești și vei ajunge ca nisipul, un animal flămând, care înghite orice, respiră orice, curge în orice direcție bate vântul, nu-l poți ucide, nu-i poți prinde inima. Este excepțională această artă poetică, o ars poetică a testament, aș spune. Mentorii, pentru că vorbea cineva care sunt mentorii Mioare, e un har să ai un mentor, după opinia mea. Sunt mentori pe care i-a asimilat, e interesant, la un moment dat, un stat de vorbă. Primul mi se pare că este Blaga, după mine. Blaga, Eminescu, Bacovia, Arghezii, ăștia sunt cele patru sisteme poetice de care este contaminată și de care le asimilează. Nikita. Cum? Și Nikita, da. Nikita e iubitul ei. Nu numai al ei. Nikita e iubitul ei. Eu ți-am șoptit de aici, dar nu mai au zis pe mine. Da, știu și eu pe cine s-a avut, da, măcar atât. Da, acum, sigur că aș vrea să mai intrați și dumneavoastră în dialog, să mai întrebați, uite, George Calcan vrea să ne spună ceva. Eu vreau să vă spun numai, foarte puține cuvinte. Două, trei cuvinte, da. Cred că eu n-am citit, recunosc că n-am citit așa poeme, dar din ce am auzit, cred că ea este de fapt un Ianiț Rîțos cu fustă. De ce spun Ianiț Rîțos? Pentru că cea mai bună poezie a lui Ianiț Rîțos se numește Sonata Lunii. Și îmi pare rău că colegul de la... prietenul nostru de la Galați. Sau prietenul de la Galați o omis să... Mă rog, să asculte sau îi propun eu să asculte sau să citească poezii din acest volum pe această sonată a lunii. Pentru că sonata lunii
Este o bucată muzicală extraordinară, iar dacă există o apropiere care se poate face între arte, între cele 4-5, mă rog, arte pe care le evocăm de cele mai multe ori, cea mai apropiată de poezie este, de fapt, muzica. Pentru că atacă cele mai înalte... Hai să-ți mai pun o întrebare. Acum, mai vreau să mai spun ceva. Adâncimea mă surprinde, bine, ca poet, nu mă surprinde, dar mă bucur enorm adâncimea acestor poezii, pentru că nu este vorba de o poezie la suprafață. Sigur că arta, tehnica poemului este desăvârșită, așa, dar ea merge în adâncime. Și aici mai are de spus foarte multe lucruri. Eu am vorbit cu dumneavoastră și eu îi propun, adică vă propun dumneavoastră și ei un dialog mai larg, să o facem în altă. Realizăm un alt context. Acum, toți vorbitorii au constatat că are harul definirii. Vrea să definească, deși după ea poezia este, și aici o citesc, poezia este o risipire, spune ea. Un desmăț al nimicului spiritual. Și asta e tot o definiție. Da, pe tot o definiție. Dar să știți că poezia umple nimicul pe care îl trăim, de fapt. Da. Pentru că opinia mea este că câtă poezie în noi, atâta poezie în lume. A trăi poetic lumea, nu oricine poate trăi poetic lumea. Aici intră artiștii, poeții. Sigur că există un mod de a trăi al fiecărui poet în parte. Și dacă am fi, cum să vă spun, am fi comuni, n-am mai fi poeți. N-am fi aleși. Ca pe toți mari poeți. Da. E mai rău pe cineva. Eu trăiesc un paradox. Îmi cer scuze că nu mă mai ridic, vă zic acum. Într-adevăr, fiecare își trăiește propria poezie și este reprezentarea lui. Dar, stăteam și întotdeauna m-am gândit că arta sau consumatorul de artă reprezintă, de fapt, o constantă. Nu există acum mai mulți consumatori de artă decât acum 500 sau 1000 de ani. Perfect. Dar, totuși, există un paradox. Se scrie mult mai mult, se publică mult mai mult, îmi vorbesc de literatură, decât în acum 50-100 și se scrie mult mai mult decât se citește. Vă spun asta pentru că sunt cadru didactic, urmăresc evoluția elevilor mei de liceu și mă sperii. Da, da. Nu am o vorbă mai spun și da. Ieri am vorbit cu Vasile Spiridon, a fost la Onești, și era și el înspăimântat, spunea că primește, critic literar fiind, primește cam 1000 de volume pe care ar trebui să le citească și despre care să scrie. Și era înspăimântat de... În cât timp? Păi într-un an, pan, atât a plecat. 1000 de volume primește pe an din țară. Critic literar fiind și la universitate și în fel de fel de jurii, sigur că domnia sa este supra-solicitat, dar era realmente oripilat, nu știa cum să oprească această... Eu nu găsesc rău că să scrie mult. Nu mi se pare rău. Cel puțin poeții între ei se citesc. Și se creează și selecția asta într-un fel sau altul. Nu trăiesc deci această spaimă. Este un semn de moarte a literaturii. Asta e un semn de moarte a literaturii. Orice fenomen moare după ce se ajunge la dimensiuni exagerate. În 1990 până în 2000 s-au publicat peste 20.000 de volume de poezie. Peste 20.000.
Cornel Galben, istoric literar, care se ocupă de vreo 20.000 de voci. Îmi cer scuze că intervin. Da. Mai avem încă 5 minute la dispoziție și aș vrea să mai vorbească și domnul Cornel Galben și domnul Cosma, da? Acum, dumneavoastră, domnul Cornel, vă rog frumos, câteva cuvinte nu se poate spune. Eu am să vorbesc după ce voi citi volumul, acum n-am să. Atunci îl invităm pe domnul Cosma. Nu. Dacă nu, profitați dumneavoastră de încă 5 minute care mai rămas. Sau domnul Savin, care și... Chiar trebuia să profiți. Pentru că trebuie să mulțumesc mult special unor oameni care, zic eu, vin de departe să se bucure de bucuria prietenului lor. Și mă refer aici la domnul din ultimul rând, domnul Cristu George, care vine din Galați, da? Domnul Gabriel, de la Piatra Neamț. Sunt oameni care scriu în spațiu virtual și scriu bine. Doamna Stan, cu soțul dânsei, poetul Victor Stan, din Piatra Neamț. Nu știu, nu mai văd în spate acolo cine mai e. Oricum, ideea principală asta e. Cred că timpul, sau probabil societatea ne învață să nu ne mai bucurăm de bucuria celuilalt. Asta contează cel mai mult, să știi să te bucuri pe prietenul tău când are o bucurie, să ai cu cine împărtăși. Și eu sunt bucuroasă că vă am aproape pe toți. Vă iubesc! Înainte, să facem o poză, da? Să facem o poză, și după aceea trecem la festivitatea.